Un tânăr din Cincu a fost arestat. Polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, două fapte. În fapt, la data de 25 octombrie 2021, în jurul orei 21:40, polițiștii au depistat în trafic un tânăr în vârstă de 20 de ani, care conducea un moped pe DJ-105A pe raza localității Cincu din județul Brașov, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Procedându-se la testarea tânărului din punct de vedere al prezenței alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 0,21 mg per litru alcool pur. În urma verificărilor efectuate în baza de date a Poliției Române a documentelor personale și ale vehiculului condus, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, la aceeași dată, în jurul orei 23, polițiștii l-au depistat pe tânăr conducând mopedul pe DJ-105A, deși se adusese la cunoștință faptul că nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. În baza probatoriului administrat în cauză, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă. În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș, în care se va propune soluția legală la finalizarea cercetărilor.